După ce soția unui bărbat a murit, el a chemat-o pe fiica vecinei lui la el. Fata nu înțelegea ce ar putea să vrea bărbatul de la ea. Așa că s-a dus. A bătut la ușa casei lui, iar el a deschis și i-a zis. Laura era o fată simplă, crescută într-o familie modestă. Casa lor mică și veche abia se ținea în picioare, iar fiecare zi era o luptă pentru supraviețuire. Părinții ei munceau din greu pentru a le asigura hrana zilnică, dar adesea nu era suficient. Pe când Laura mergea la școală, observa adesea vila impunătoare de lângă casa lor, unde locuiau Mihai și soția sa, Doina. Cei doi păreau să aibă tot ce și-ar fi putut dori cineva. O casă mare, mașini scumpe și o viață lipsită de griji. Într-o zi, în timp ce se întorcea de la școală, Laura a văzut o bucată de pâine în curtea vecinului bogat. Era flămândă, iar gândul la acea bucată de pâine îi făcea stomacul să se strângă. Câinele vecinului o scosese probabil din casă să se joace cu ea și o lăsase aproape de gard. Fără să stea pe gânduri, Laura a luat un băț și a încercat să tragă bucata de pâine spre ea. În acel moment, Doina, soția lui Mihai, a ieșit din casă și a văzut-o. Laura s-a speriat și s-a retras brusc, rușinată că fusese prinsă. Își coborâse privirea, așteptând o mustrare. Doina, zâmbindu-i cald, a invitat-o înăuntru. Laura a urmat-o pe femeia cea bogată în casă. Era prima dată când pășea într-o astfel de casă. Totul era atât de elegant și frumos. Femeia a deschis frigiderul și a început să scoată diverse alimente. A umplut o sacoșă pentru Laura și familia ei. Laura a plecat acasă cu sacoșa plină și cu inima plină de recunoștință. De atunci, Doina îi dădea săptămânal mâncare. Acele pachete au devenit o salvare pentru familia ei și de fiecare dată când primea unul, Laura se ruga pentru sănătatea doamnei Doina. Timpul a trecut, iar într-o zi, vestea tragică a morții femeii bogate a zguduit satul. Laura era devastată. Știa că, odată cu plecarea Doinei, acele momente de ajutor și bunătate vor dispărea. Două săptămâni mai târziu, într-o după-amiază mohorâtă, Mihai a bătut la ușa casei Laurei. Fata a deschis ușa cu teamă. Vecinul cel bogat nu venise niciodată la ei acasă, iar acum, să-l vadă acolo, în pragul casei lor modeste, părea ireal. Vecinul a invitat-o să vină la el acasă a doua zi, spunându-i că trebuie să discute ceva important. Laura a încuviințat din cap, dar toată noaptea nu a putut dormi. Ce putea să vrea de la ea? Se întreba ea. Mii de gânduri o chinuiau, dar a decis să se ducă la el a doua zi, așa cum fusese rugată. Când a ajuns la vila impunătoare, și-a făcut curaj și a bătut la ușă. Bărbatul bogat i-a deschis imediat și i-a zâmbit trist. A invitat-o înăuntru și i-a arătat un fotoliu din sufrageria uriașă, unde a rugat-o să ia loc. Laura a intrat timidă și s-a așezat, simțindu-se mică și rușinată în fața acelui om, care părea atât de distant și diferit față de Doina. Bărbatul a început să vorbească despre soția lui, despre cât de mult o plăcuse ea pe Laura și despre cât de mult vorbea Doina despre ea. Laura a privit în jos, simțindu-se copleșită de cuvintele lui. Nu înțelegea de ce îi spunea toate acestea. Mihai a continuat, povestindu-i că, înainte de a muri, Doina l-a rugat să aibă grijă de Laura. Dar nu voia să facă asta doar din obligație față de soția lui. El a realizat că, deși a avut totul, nu a fost niciodată cu adevărat fericit. Banii, casele, mașinile nu contează fără oamenii dragi. Doina i-a arătat ce înseamnă să faci bine necondiționat și Mihai a vrut să continue să facă bine, așa cum a făcut Doina. El a scos din mapă niște documente și i le-a înmânat Laurei. Apoi i-a zis: Dragă Laura, vila aceasta mare este acum a ta. În plus, am deschis un cont bancar pe numele tău, în care am pus suficienți bani pentru a-ți asigura un trai decent ție și familiei tale și pentru a te ajuta să-ți urmezi visurile.
inclusiv să mergi la facultate. Laura a privit documentele, nevenindu-i să creadă. Simțea că trăiește un vis. A început să plângă, copleșită de gestul vecinului bogat. Domnule, dar cum să-mi lăsați mie așa ceva? O vilă și bani în cont? Este enorm de mult. Nu înțeleg. Bărbatul i-a răspuns. Am făcut acest lucru deoarece a fost dorința soției mele să continui să te ajut. Eu mă voi muta într-un alt oraș și îmi voi lua o casă mică, deoarece tot ceea ce este aici îmi amintește de soția mea. Am înțeles că banii nu aduc fericirea, ci oamenii dragi de lângă noi și binele pe care îl facem altora. Laura a început să plângă. Nu putea să creadă că viața ei, care fusese atât de grea, se schimbase complet datorită bunătății acestor oameni. Știa că nu va uita niciodată ce a făcut Doina pentru ea și că va onora această șansă prin muncă și dedicare. Morala poveștii. Viața ne arată că adevărata valoare nu stă în bunurile materiale, ci în oamenii dragi și în binele pe care îl facem. Ajutându-i pe cei nevoiași și dăruind din suflet, ne apropiem de o fericire sinceră, care nu se măsoară în bani, ci în fapte bune și dragoste. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.